În anii 90, când ne luptam pentru a avea televiziune alternativă, televiziuni particulare, pentru a avea alte voci în audiovizual, s-au exercitat și de către guvernanți și de către reprezentanți, e adevărat, a unor organizații internaționale, presiunea asupra noastră să acceptăm și un organism de control. Și sunt printre cei responsabili de a fi cedat atunci în forma în care am cedat. Și sunt printre cei responsabili pentru crearea atunci a unei instituții numită CNA. Despre care ne place să vorbim că este o instituție de control. Dar știm la fel de bine toți că orice control asupra informației se transformă în cenzură. Deci să nu ne ferim să spunem că CNA este în acest moment o instituție de cenzură și de control. Cât de mult control și cât de multă cenzură este o discuție pe care o deschidem, și în Parlamentul României, pentru că va trebui și legea audiovizualului să fie schimbată, să fie adaptată schimbărilor din audiovizual, practic, de pe piața audiovizualului. Referire la cenzură în raport cu CNA-ul sunt abuzive. 3. Tonul autoritar al unor demnitari nu este recomandabil. Autoritatea se câștigă din calități morale, care nu vin odată cu haina de senator. Deci, rugămintea mea este, suntem egali aici, toată lumea participă cu drept de a-și spune punctul de vedere și accentul autoritar al unora care apără libertatea de exprimare și care spun că nu avem ce discuta aici despre raportul MCV pentru că ăsta se referă la justiție. Sofisme ieftine. Difuzarea de către mass media unor false modele de comportament politic, social și implicit lingvistic nu se înscrie, din păcate, în sfera preocupărilor de promovare a unei societăți echilibrate, ci dimpotrivă. Conturează discursuri, realități și imagini deformate. Mă gândesc însă la o componentă extrem de dragă Uniunii Europene. Este vorba de subsidiaritate, de descentralizare, atât de corect și, până la urmă, benefic, clamată și de Uniunea Europeană, pentru că descentralizarea de atribuții și concomitent creșterea interesului cetățenilor pentru problemele economice, sociale, culturale din regiunea respectivă. Când există o hotărâre definitivă a unei instanțe și un politician urlă într-o televiziune că judecătorii trebuie arestați, ce se întâmplă? Ce facem noi în momentul acela? Vorbim despre valori, vorbim despre codul deontologic care există în România, al ziaristului, care există, care este adoptat de toate organizațiile media și care spune clar că atunci când ai o anchetă penală și o hotărâre judecătorească, te abții să comentezi sau comentezi, dar nu fără să recunoști că aia este o hotărâre judecătorească. Ne uităm la CEDO, vorbim despre valori în momentul de față, dar noi am derapat, noi suntem foarte departe cu derapajul. Și ce facem noi când suntem în situația asta? Ne răstim la cei de la Bruxelles că ce fac ei imixtiune în treburile noastre interne? Parcă am mai auzit chestia asta. Unii dintre noi, aici la masă, au mai auzit această expresie. Din raportul MCV citez fraza despre care spuneam, sună așa: aceasta ar trebui să fie acum urmat de introducerea unui cadru clar privind interdicția de a critica hotărâri judecătorești și de a submina activitatea magistraților sau de a face presiune asupra acestora și asigurarea aplicării eficace a acestor cerințe. Mulțumesc frumos! Mă lăsați să trec la următorul subiect. Doar o clipă. Și nu e corect că trebuie să accepți o hotărâre judecătorească? Nu să o critici, să o negi? Scuzați-mă! Interdicția. Și interdicția criticării unei hotărâri judecătorești, asta înseamnă cenzură. Deci eu pot să critic cu hotărâre. Pot, eu.
Interdicția de a-ți exprima opinia nu poate fi în niciun caz un lucru firesc. Asta este o extensie ilegitimă, interdicția de a-ți exprima opinia. Dar o hotărâre judecătorească într-o țară trebuie să o accepți că este o hotărâre judecătorească. Deci nu să urli pe un ecran de televiziune nemoderat de nimeni să-i arestezi că cere arestarea judecătorilor. Sunt de acord, domnule Toma, o decizie judecătorească poate fi criticată, este dreptul jurnalistului să o critique, dar judecătorul și procurorii care au fost în acel caz nu pot fi linșați în mod public, nu se poate băga vreun ziarist mai mult sau mai puțin deontolog cu bocanci în viața lui personală, nu pot fi folosite împotriva judecătorului care a dat acea decizie pe care noi putem să o criticăm, insulte, injurii, calomnii de presă. Libertatea de exprimare poate veni în contradicție cu alte drepturi garantate de convenție. Spre exemplu, dreptul la respectarea vieții private. Autoritățile naționale trebuie să asigure un just echilibru între nevoia de a proteja dreptul la libera exprimare pe de o parte și nevoia de a proteja celelalte drepturi consacrate de convenție pe de altă parte. Tocmai de aceea, libertatea de exprimare nu poate avea un caracter absolut, ea comportând unele limitări în condițiile paragrafului 2 al articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, libertatea de exprimare poate fi supusă anumitor formalități, condiții, restricții sau sancțiuni care constituie cadrul juridic pe care autoritățile naționale îl stabilesc pentru reglementarea exercitării acestui drept sau pentru a sancționa excesele sale. Printre scopurile legitime, expres și limitativ prevăzute de paragraful 2 al articolului 10 din Convenție, ce pot justifica aceste limitări, se numără și garantarea autorității și imparțialității judecătorești. Într-adevăr, riscul de a conduce la pierderea respectului pentru instanțe și a încrederii necesare în activitatea acestora, la producerea unor consecințe nefaste în privința recunoașterii instanțelor ca unice organe calificate spre a decide în privința soluționării proceselor, justifică restrângerea libertății de exprimare. În ceea ce privește presa, Curtea a subliniat în numeroase rânduri rolul esențial pe care îl joacă aceasta într-o societate democratică. Deși presa nu trebuie să depășească anumite limite, privind în special protecția reputației și a drepturilor altora, acesteia îi revine totuși sarcina de a comunica cu respectarea obligațiilor și responsabilităților sale, informații și idei despre toate problemele de interes general, inclusiv cele care se referă la funcționarea puterii judecătorești. Presa reprezintă unul dintre mijloacele de care dispun responsabilii politici și opinia publică pentru a se asigura că judecătorii se achită de înaltele lor responsabilități conform scopului constitutiv al misiunii care le este încredințată. Cu toate acestea, acțiunea instanțelor, care sunt garante ale justiției și care au o misiune fundamentală într-un stat de drept, are nevoie de încrederea publicului. Astfel, este necesară protejarea acesteia împotriva atacurilor lipsite de temei, mai ales urmarea calității de magistrat a victimei. Dacă există dependență de media în România, la cetățenii români, îmi asum cu toată răspunderea ceea ce spun, da, există, și vă enumăr doar trei simptome. Simptomul numărul 1, consumul din ce în ce mai ridicat. Simptomul numărul 2, starea de confuzie în momentul când consumul este dintr-un motiv sau altul întrerupt. Simptomul numărul 3, în momentul în care un consum înlocuiește prin prevalență alte consumuri, vorbim de dependență. În cazul nostru, în momentul când media vizuală, de exemplu, înlocuiește consumul de cultură, de cunoaștere, de mecanisme educative și inclusiv consumuri afective, în sensul de relaționare afectivă, vorbim de dependență și vă rog să mă credeți că mă confrunt cu asta în fiecare zi. La această dezbatere, din punctul meu de vedere, deși s-a atins această problemă, nu s-a vorbit, după părerea mea, suficient de mult despre ceea ce cred eu că este marele elefant din cameră zilele acestea, și anume faptul că avem nu un raport, nu două, ci trei rapoarte în decurs de trei luni, care semnalează apariția unui fenomen nou,
și puțin văzut în alte țări până acum. Este un lucru destul de comun și obișnuit ca statul să fie cel care face presiune asupra libertății de exprimare, însă este mult mai puțin văzut faptul ca presa să captureze statul, pentru că astea sunt lucrurile pe care le semnalează aceste trei rapoarte. Și vorbim și de raportul MCV, și de raportul Comisiei de la Veneția, și de raportul OSCE. Cred eu că această modificare a unei legi ar trebui să se întâmplă numai după ce membrii individuali care se află în CNA se pronunță public pe anumite chestiuni. Adică are loc un derapaj, bun, nu există instrumente, însă poate că ar fi bine ca membrii CNA să iasă public și să spună că anumite lucruri nu sunt acceptabile de fiecare dată când are loc un asemenea derapaj. Pentru că, încă o dată, aș vrea să repet faptul că autoritatea pe care o are un reglementator este întâi și întâi legată de prezența sa publică și modul în care apare el de fiecare dată când este pus în chestiune. Mulțumesc! Așa, o inter... Nu mai o secundă, domnul Ursu. Cer scuze, credeam că am o voce puternică. Ziceam, dacă nu credeți că ar fi bine ca și judecătorii să se pronunțe public înainte de a se termina procesul, fiindcă și procesele durează foarte mult. De ce să așteptăm până la un verdict? Mai bine o execuție sumară decât un proces lung, zic. Vă întreb. Există niște reguli clare care au fost discutate în IJC, spre exemplu, asupra ceea ce înseamnă de unde și până unde se întinde informația pe care o poate publica judecătorul și sistemul judiciar. Să vă rog frumos să fiți. Iar pe de altă parte, totuși, deciziile CNA nu sunt, nu știu, antepronunțări sau mai știu eu ce alte chestiuni. Orice chiar deciziile CNA sunt, de fapt, după aceea pot fi contestate în justiție. Perfect. Dar s-a vorbit aici foarte mult despre chestiuni enorme, cum ar fi linșajul public sau capturarea statului de către presă. Da? Sunt chestiuni enorme care au fost pronunțate aici. Și aș fi și eu curios de pildă. De ce, în accepțiunea dumneavoastră, hărțuirea justiției de către presă, nu, cea pe care o regăsim în raportul Comisiei Europene, tradusă prin linșaj mediatic, nu a fost sancționată de cei care s-au simțit vizați printr-o intervenție în interiorul justiției din România, respectiv prin depunerea unei plângeri în instanță. Cu o singură excepție, toți cei care s-au dus la Bruxelles să se plângă, doamna Schmidt-Hăineală, domnul Dănileț, domnul Lăzăroiu, fost Ceaușescu și așa mai departe, nu au apelat la instanțele din România, cele despre care e vorba în acest raport, cărora trebuie să le dăm credibilitate, autoritate și eficiență, pentru a-și apăra onoarea. Nu au apelat la asta. Au preferat să meargă direct la Bruxelles și mă întreb atunci, oare nu ei înșiși au nesocotit justiția din România? Adică nu e mai gravă această lipsă de respect față din justiția din România, pe care n-au dat doi bani pentru că n-au considerat că le poate apăra onoarea? Există reglementare în clipa de față în România suficientă. Ar fi bine, poate, să apelăm la ea atunci când este cazul. Sau, să spunem mai clar, că tot acest deranj este determinat de o intenție clară, și anume de a îndrepta, într-un fel sau altul, măsurile sancționatorii împotriva unui singur trust, împotriva unei singuri televiziuni. Pentru că, ca să dau și un citat, că a fost vremea citatelor aici, eu n-am nivelul cultural corespunzător, ca urmare voi cita dintr-o reclamă, pentru tot restul există reglementări. Pentru Antena 3 și Intact trebuie o reglementare suplimentară, înțeleg, adică de aceea pare să fie toată această nervozitate în legătură cu o temă care ar merita discutată foarte aplicat și foarte serios și care ar trebui să îi se dea o rezolvare simplă, și anume, cine are să aplice legea, să o aplice în România, pentru că reglementări, slavă Domnului, există. Nu trebuie să mai inventăm poliții noi, nu trebuie să inventăm cenzură acum, nu trebuie să facem noi acte normative. Să fim în stare să le aplicăm pe cele pe care le avem la dispoziție. Instituții ale statului care trebuie să devină mai puternice, care trebuie să fie dispuse să accepte și critici atunci când este cazul, care trebuie să fie capabile să se apere singure. Dacă ne vom văicări tot timpul că justiția este impotentă, că, vezi, doamne, este presată, când de politic, când de presă, când și de politic și de presă, cred că subminăm
consistent și decisiv credibilitatea justiției mai rău decât dacă ar face un articol de presă sau emisiune de televiziune. Poate ar fi cazul ca de aici încolo, cer scuze, aceste discuții să fie purtate cu mai puțină nervozitate și fără țintă. Repet, în clipa de față, ținta pare să fie una singură. Să o asumăm cinstit și să nu ne mai ascundem după citate și vorbe meșteșugite elaborate. N-am văzut atâta grijă câte se manifestă față de justiție în ansamblu, la fel de ipocrit, cum se spunea aici, pentru alte situații. N-am văzut-o manifestată față de publicul ăsta pe care și astăzi văd că îl privim așa de undeva de sus, arogant. Pare o masă imbecilizată de care noi trebuie să avem grijă. Pare un public cu dizabilități pe care trebuie să-l transportăm, să-l împingem cu căruciorul, să-i facem rampă să intre acolo unde nu poate să acceadă. Publicul acesta, care a fost invocat și într-o diversitate polisemantică astăzi cu ajutorul domnului profesor Borțun, e compus și el din oameni care au învățat în anii ăștia să se protejeze, au învățat să facă selecție, au învățat să fie maturi. Ceea ce unii dintre noi mai au nostalgii legate de începutul anilor 90, când cu stipendii din afară puneau cârje democrației din România, nu mai e valabil. Între timp, societatea românească s-a maturizat, chiar dacă pentru unii pare că e un derapaj, că este o decădere. Are suficiente mecanisme de autocontrol și se va regla. E important însă ca instituțiile care până acum au fost impotente să își recapete puterea și să folosească legislația pe care o au acum. Haideți să nu mai inventăm alte legi pe care nu suntem în stare să le aplicăm. Haideți să nu mai inventăm alte organizații pe care le vom plăti de la buget și nu vor fi în stare să facă nimic. Haideți să ne folosim de cele care există acum și mai ales, repet, să nu-i mai disprețuim pe oameni. Ar fi foarte util. Pot eu? Pot să intervin. Sigur că, domnule Ursu, dumneavoastră vă puteți prevala la infinit că nu ar fi vorba în această discuție și în toate discuțiile care s-au purtat în ultima săptămână, în ultimele două săptămâni în spațiul public, de chestiunea punctuală a Antenei 3. Eu am și spus că să ne asumăm cinstit că e vorba doar despre Antena 3, adică nu are rost să deranjăm atâta lume pentru o chestiune care e legată doar de Antena 3. Eu asta chiar spuneam sincer că s-o recunoaștem cu toți. Deci în subtext, despre asta este vorba. Problema care s-a ridicat aici și asupra căreia mulți au fost de acord este acest binom nefericit între patronul de presă, membru al unui partid politic, patronul de presă cu probleme în justiție și campaniile duse de organul său de presă împotriva judecătorilor care îl, să zic, al căror obiect este, împotriva justiției într-un sens mai larg și a campaniilor de linșaj, repet, nemai întâlnite, și aici asigur că noi nu avem cazuistică doamna Georgiana Iorgulescu, pentru că încă cei în cauză nu au acționat în instanță. Și domnule Ursu, absolut toți domnii și doamnele la care faceți dumneavoastră referire v-au acționat în instanță, dar sigur că instanța trebuie să fie limita. Nu poți obliga... Ați asistat juridic sau cum știți mai bine decât cei care ar fi trebuit să fie înștiințați că au fost acționați în judecătorie? Ca jurnalist m-am informat pentru că am fost curioasă dacă s-a acționat sau nu în instanță. Acțiunea în instanță trebuie să fie ultima soluție, pentru că un om care este linșat și calomniat timp de o lună de zile, seară de seară, puneți-vă în această situație. Unii dintre dumneavoastră ați fost. Ce să facă? Să deschidă 30 de procese? 50 de procese și să se judece următorii 5 ani, interval în care este din nou tocat și calomniat?
Eu cred că soluția este reglementarea. Nu sunt de acord că nu există, că există suficientă reglementare. Dacă s-ar introduce anumite prevederi din codul deontologic în legea audiovizualului care să pedepsească exact asemenea chestii, cred că s-ar face un pas înainte. Dacă CNA-ul ar fi obligat să-și asume un cod de conduită etică, să prezinte în fiecare lună rapoarte și să iese dintre puținele instituții care nu dă socoteală în fața opiniei publice. Rapoartele de monitorizare au dispărut, nu știm pe cazurile grave, cazurile extrem de grave, sesizate de foarte mulți, de la Antena 3, de la Realitatea, de la RTV, dacă există sau nu există vreo decizie și vreo sancțiune. Nu uitați pe unul, vă rog eu, adică e păcat. Dacă vreți, spre satisfacția dumneavoastră, deși nu cred că se pot face comparații între, de exemplu, afirmațiile de aseară incalificabile ale lui Badea despre Striblea și despre jurnaliști muriți cu toți în chinuri. Scuzați, și să mai faceți încă un atac cerebral. Okay. Privește toată preasla. Da. Da. Dacă vă uitați okay. puțin acolo, deci, o să aveți senzația că sunteți acasă și vă uitați la televizor. Cred că exact asta este problema. Vorbim aici despre partizanate, vorbim despre oameni care susțin idei, opinii, nu vorbim despre oameni care transmit informații. Vă mulțumesc amândouă. Deci vă rog foarte mult, asta am și spus. Cred că se induce în mod voit confuzia între partizanatul jurnalistului, poziționarea lui politică, critica foarte părtinitoare, ancheta jurnalistică. Poziționarea politică îl face să nu mai fie jurnalist. Între poziții care există în media de aici, există în media de pe ocean, există în toată media de pe Mapamond. Ce nu există în media de pe Mapamond este comanda politică a unui politician în dublă calitate și un braț lung televizat al acestui politician. Vă rog frumos, care are post de killer politic. Bora, vă rog frumos, numai o secundă, numai o secundă. Vă rog frumos. Anul trecut România a fost evaluată alături de alte țări din Uniunea Europeană din perspectiva integrării legislației, din perspectiva armonizării legislației audiovizuale. Și nu ni s-a cerut atunci niciun fel de nouă regulă introdusă de natura celor sugerate în acest raport MCV. Singurul aspect asupra cărora Comisia Europeană a atras atenția în ultimul timp și există corespondența în acest sens și am participat ca instituție la comitetele de contact la Bruxelles, singurele aspecte au fost legate, pe de o parte, de lipsa unui act normativ privind noile servicii media audiovizuale la cerere, lucru care s-a rezolvat, și de o definire mai bună a scurtelor extrase de la evenimentele sportive. Acum aflăm că avem probleme de cu totul o altă natură, despre care până acum nu s-a spus absolut nimic. Sigur, dacă raportorii ar fi contactați și Consiliul Național Audiovizualului, poate că lucrurile ar fi arătat, știu eu, poate mai echilibrat. După părerea mea, acest raport a fost făcut în mod pripit, fără o documentare corespunzătoare și nu respectă exact principiul care e invocat deseori în legătură cu comportamentul presei noastre, adică audiatul altera pars. Din câte știu, președintele de atunci al CNA-ului, domnul Popescu, nu a fost întrebat nici de reprezentantul OSCE, care a participat și la ședințe ale CNA-ului, și nici de vreun oficial de la Bruxelles. S-a procedat, poate cum s-a procedat și în vară, când oficialii europeni au plecat urechea numai la ONG-uri sau persoane considerate de ele ca fiind de încredere și ne luând în considerare și alte opinii, așa cum ar fi fost normal. Am văzut aici opinii conform cărora justiția trebuie să regleze în totalitate un diferend între două părți. E adevărat. Dar dacă acel diferend se poartă în spațiu public, cred că nu mai e doar o problemă de instanță.
o astfel de abordare ar semăna cu cealaltă, conform căreia, dacă nu-ți place ce vezi pe un post, ai telecomandă să schimbi postul. Nu. Din punctul meu de vedere, nu este așa. De aceea există legislație în audiovizual, de aceea există autorități de reglementare peste tot în Uniunea Europeană, pentru a regla astfel de derapaje care se produc în spațiul public. În interiorul unui proces aflat între două părți, sentința se dă pentru o parte sau alta. Și atât. Dar câtă vreme linșajul se produce în spațiu public, el trebuie rezolvat de către o autoritate de reglementare.